Tului? Da. Când el s-a pus emotiv acasă. Cum poți fi de ipocrit? Sunt trebuie toți din casă, da. Care ține cu el, că e Loredana și mai sunt două persoane care o vei. Atât, restul toată casa e împotriva. Cine, mă? Sunt serios. Lasă-mă, Tatiana, că am nervi. Și dacă ai nervi, n-am chef de... Ia, nu mai of, of. Nu înțelege că e în vârf de carieră acum. A mai fost de ăștia, în fiecare sezon de genul a fost, că mai sunt 6 luni, trebuie să mai umple până la final ce rămân, cine rămân. De-aia a băgat și acum numai de la în partea lui, ca să-l susțină. Normal. Să-i dea aripi. Să-i dea aripi ca să facă în continuare așa și... Și de ce-i dă aripi pe Luana care a sărit gardul și n-are nicio chestie, ca față să sar gardul și să-i dea aripi. Săr gardul și insul. Da. Care... Zice că ești lași dacă sărgă acum. Fiind normal. Păi stai puțin. Păi nu poți să intrem acum. Lasă, nu mai faci, mai pornești mai mult. Nu înțeleg că dă bine frumos la public, că stai calm așa și frumos. El ce a făcut atunci la... A stat frumos în dormitor, că știa că se face așa. Și pe aia a venit el mânz. Eu sunt împotriva tuturor. Dar doamna asta s-a contrazis singură rău. Și că eu mă pun împotriva vântului. El se pune. Care? Că el are cu toată casa. Da, pe nu înțeleg asta. Păi dacă nu, așa... că depinde și de materiale. Că arată materiale în așa fel. Ca să nu-l dea pe el în jos, să vă dea tot pe voi. Ce n-ați înțeles? Păi... Ai văzut că materialul care l-a dat nu l-a dat de la cap la coadă? Păi nu l-a dat. Când a zis el că o să ajungă, poate o să ajungă el câștigător și 5 milioane nu le are premiul cel mare, sunt dispărut pe două pachete de țigări. Da. Asta de ce n-a dat? Da, aia n-a dat. El ce? Nu mai stai aici că să ajungă pentru 5 exact. De euro. Aici ține s-a făcut el, clar. Păi normal. Zice că dacă spune împotriva tuturor, zice că poate să lupte cu Valentin. Ce spun eu? Îți spun eu ce are să facă. Are să se dea pe... Nu zic că presimte și așa, dar nu știu, eu așa cred. Care să se dea pe tine afară, da, sâmbătă, și pe Valentina o să lase aici cât mai așa, ca să o facă de cap, știi? Nu. Valentina o să iasă pe altfel. O să vezi, eu știu. Spune tu ești ta. Adică, indiferent că dai voie sau nu, o să iasă. Eu știu că au mai existat chestii de genul, știi? Și au făcut în așa fel ca să suferi, știi? Da, sper să nu fie așa. Ia o să iasă, cede cu cere mare, ia un fai de la doctor și gata. A, așa da, așa da, da, așa da. Dar să stea să fie votat să plece și așa... Normal că nu o să lasă aici să fie bătaia de joc. Exact cum a zis domnul Mici. Eu am fost conștientă, stați puțin. Eu m-am gândit, eu deja sunt conștientă că dacă el placă pe mine intenționat, vreau să mă țină, da. Ca de răzbunare. Da, da. Da. Nu că nu știi, de răzbunare. Exact. Doar că e o șmecherie pe care le dă cu virgulă. Oricum exact. Să mă bătem în seama. Pentru că nu cred că riscă staful să mă țin aici și să pățesc ceva din cauza lor. Cazul cu bunica. Dar nu mă... Ce să mă tăvin și te-am luat? Cu sau fără voia lor? Și stai liniștit că nu o să mă vadă că... Știu eu ce vor. Când să mă vadă la disperare, să mă vadă plângă pe emisiune, da, pe aici, da, da. Nu o să fac. Și știu că mă duc în baie și mă dau cu capul de pereți. Nu, Vale. Și zic, vorba vine. Nu, da, Doamne, ce? Și ies cu capul sus. Nu, nu s-a putut să-l doamne. Nu știu, mă, ceva. Și cât pot să mă ține? Cât să mă ține și până la sfârșitul sezonului? Nu, mai au și banii la sfârșit. Nu vă... Cât pot să mă ține aici? Da, că stafu crede că el e mare bățos. Îmi place competiția. Mă ia pune cu amenințări, că o să ieși tu și pe mine mă ține în competiție. Dar deja din start, când am ales... Când am ales să plecăm acasă, eram conștienți că o să facă lucrul ăsta. Și n-am făcut de nebun asta. Și nu de nebun. Că dacă vreau să fac de nebun, o puneam pe Valentina să iasă prima și eu mai rămâneam aici. Noi știm foarte bine ce avem de făcut. Ce... Știi care-i faza? Nu era bine nici dacă pleca Valentina. Pentru că rămâneai tu, te provoca. Valentina te mai ținea puțin, tu nu puteai să... La cum vorbește, că știi... Că vezi tu,
tu te exprimi prin furie, prin asta, da, când, că te enervează. Dar el vorbește așa. Era ca... destul ce ca și Tudor. Da. Deși noi știm că... Exact. A, nu-l băteam aici. Nu-l băteam aici. Nu-l băteai, dar nu poți să știi ce simți în momentul ăla când te enervează și ai văzut.